Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 95-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți privi paginile noastre oficiale sau pagina mea ionit.md. Astăzi vreau să discut despre un subiect care este extrem de complicat. Încercam să văd cum ar fi să discutăm despre el într-o manieră corectă. Este o temă foarte grea, dar la care cu certitudine trebuie să atragem atenția. Un subiect care în ultimul timp din ce în ce mai mult se discută în spațiul nostru public și cred că noi am ajuns la etapa la care trebuie la cel mai serios mod, în afară de autorități, fiecare din noi să înțelegem că aceasta ține nu doar de autorități, dar de modul și comportamentul nostru a fiecare. Și anume vreau să vorbim despre decesele care au loc în urma accidentelor rutiere. Astăzi, până în clipa care noi vorbim, pe întreg glob pământesc, conform datelor oficiale Organizației Mondiale a Sănătății, estimăm că deja 1770 de persoane și-au pierdut viața. Cât va dura această ediție de analize economice? Nu durează foarte mult. 50 de persoane vor muri într-un accident rutier în toate colțurile lumii. La fiecare 23 de secunde o persoană moare. În această lună avem 116.000 de persoane. În acest an, din nefericire, în urma accidentelor rutiere vor muri 1,4 milioane de oameni și alte de la 20 până la 50 de milioane de oameni vor rămâne cu consecințe grave pentru sănătate, lucru care fiecare nu știe. De ce se întâmplă acest lucru? Care este situația în Republica Moldova? Și ceea ce mă face să cred că lucrurile pot merge într-o direcție corectă este în primul rând că avem anumite tendințe pozitive, dar, din păcate, situația rămâne a fi destul de proastă. Republica Moldova, din nefericire, este lider în Europa la numărul de decese pe cap de locuitor. Dacă ne uităm atent la cifrele date de Organizația Mondială a Sănătății, vom vedea că în Republica Moldova suntem printre primele țări, aici eu am dat datele din Europa și CSI. Rusia, aici trebuie să aduc o specificație, pentru ultimii ani Organizația Mondială a Sănătății nu are cifre, de aceea cifrele sunt puțin mai vechi. În Republica Moldova suntem pe locul 9 în condiția în care avem două țări din Asia, dacă le scoatem, atunci suntem pe locul 7. Și dacă mai ținem cont că aici este luată întreaga populație Republicii Moldova, adică 4 milioane de cetățeni, dar dacă ținem cont că peste 1 milion avem peste hotare și în cazul dat noi avem nu 78 de decese, dar avem undeva, ne apropiem de 100, atunci Republica Moldova împarte primele locuri alături de România, Bulgaria și Ucraina. Dacă vă uitați atent în acest top al deceselor, veți observa că de fapt în Europa domină țările din fostul lagăr socialist. În principiu, și aceasta voi vorbi ceva mai târziu, de fapt mortalitatea în accidente rutiere este o problemă cel mai mult specific țărilor mai slab dezvoltate, țărilor mai sărace, iar în interiorul unei țări, regiunile mai slab dezvoltate, iar în interiorul unei regiuni, populații mai sărace. De fapt, omul fiind mai sărac, este supus riscului de a muri pe drum de câteva ori mai mult decât un om dintr-o țară mai bogată sau chiar dacă chiar are un statut social mai bogat. De ce aceasta se întâmplă? Iarăși, cred că merită atenția noastră, dar haideți să trecem acum în detalii. Cert este, îngrijorarea care o avem noi în ultimul timp are în spatele ei un fapt trist. Republica Moldova este lider în Europa după numărul de decese în trafic cauzate de accidentele care se întâmplă. Astăzi voi încerca să răspund la întrebarea, primul răspuns, sper că vom discuta despre aceasta acum mult mai mult, de ce aceasta se întâmplă, dar haideți să ne uităm din întâi la cifre. Este foarte greu să vorbești despre decese, dar cred că trebuie să discutăm. Tendința care mă face să cred că lucrurile pot să evolueze corect este că în 2022 noi am avut în 217 decese provocate de accidente rutiere, este cel mai mic nivel din ultimii, cred că, 50 de ani.
De ce spun acest lucru? Dacă vă uitați atent, până în anul 2010 noi am avut în mediu 450 de decese anual. După aceasta avem o tendință clară de scădere și voi explica de ce acest lucru se întâmplă și lucrul acesta, de fapt, trebuie să continuă și mai departe. Deci noi avem o tendință pozitivă de reducere a numărului de decese, însă nivelul nostru, din nefericire, rămâne a fi unul foarte și foarte ridicat. Dacă să luăm municipiul Chișinău, vom observa că municipiul Chișinău anual sunt acum undeva în jur de 40 de decese sau 15 și până la 20% din toate decesele din trafic. De fapt, aici în Chișinău sunt concentrate 40% din automobile. În Chișinău este concentrat cel puțin 50% din tot traficul, din simplu motiv că populația Chișinăului circulă cu mult mai mult. Însă, datorită faptului că aici viteza este mai mică, datorită faptului că nivelul de trafic, să spun și aceasta, este mai ridicat, tipul de autoturism utilizat, în Chișinău putem vorbi cu certitudine că raportat la distanța parcursă, rata mortalității undeva este de 4 ori mai mică decât în restul țării. Altfel spus, în Chișinău, cetățenii au de 4 ori mai multe șanse de a scăpa decât în restul țării. Deci, despre lucrul acesta vom vorbi ceva mai departe. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat, de fapt, ce s-a întâmplat și de ce Moldova este în această situație, eu mi-am permis luxul ca să analizez ce date începând cu Uniunea Sovietică. Și avem, de fapt, o statistică foarte tristă și aceasta m-a dus la gândul că noi, de fapt, avem o moștenire care acum ne debărăsăm ușor de ea, încă se trage Uniunea Sovietică și voi da câteva cifre. Prima cifră este dintr-un raport statistic din anul 1989. Atunci, în Republica Moldova, am avut 1200 de decese în transport. Trebuie să spun că asta include și stânga Nistrului, însă, dacă luăm după populație, în dreapta Nistrului au fost cel puțin 900 de decese. Dacă observați, 1200 atunci, după aceasta s-a scăzut 544, dacă observați dinamica pe termen lung, vedem un singur lucru. În prezent, într-adevăr, situația se ameliorează treptat. Dar țineți cont, în anul 1990, în Moldova, doar în partea dreapta Nistrului, erau circa 140.000 de autoturisme înregistrate. Acum avem 753.000, anul 2020 am avut 746.000, acum avem 753.000, plus alte unități de transport, avem 1,2 milioane de unități de transport în Republica Moldova. Ceea ce ne face să ne dăm seama că, de fapt, dacă ne uităm după unitățile de transport, situația s-a schimbat cu mult mai bine, tare spre bine. În ce sens? Dacă luăm după, la 100.000 de unități de transport, în anul 1989 am avut 544 de decese. În anul 2010, 68. În 2020, 23. Iar în 2022 am ajuns la cel mai jos nivel de 18 decese la 1.000 de unități de transport. El este practic de două ori mai puțin decât acum 7 ani, adică în 2010, și de cel puțin 20 de ori mai puțin decât în ultimul an a Uniunii Sovietice. Voi să repiți un grafic și haideți să ne întoarcem înapoi la ceea ce am avut noi. Am avut datele din 1989, care sunt datele pe Republica Moldova, RSSM, cum era Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, plus am datele pe Uniunea Sovietică din 85, am datele din 80 și am reușit indirect să calculez un indicator care de fapt arată drama lucrurilor prin care trecem noi. Și anume, deci este un indicator care este utilizat în foarte multe țări, că de fapt dacă vorbim de deces în Republica Moldova, sunt trei lucruri fundamentale care stau la acest capitol. Primul, numărul mare de accidente. Deci numărul mare de accidente este consecința mai multor factori, despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu, dar țineți minte acest lucru. 2. Numărul mare de traume în urma accidentului. Și 3. Numărul incomparabil de mare a celor decedați în urma traumelor din accidente rutiere. Dacă luăm datele, am luat datele 89, vă rog, țineți minte această cifră, în Uniunea Sovietică, în 89,
din 100 de oameni care au suferit în urma unui accident rutier, 14,4% sau aproape 15 persoane au decedat. În Republica Moldova, pe acea vreme sovietică, era cifra și mai mare, aproape 17%. Ca să fie clar despre ce vorbim, la acea vreme, în Statele Unite, numărul deceselor era 1,3%, în Germania Federală, 1,8%. De fapt, prima concluzie care o avem este că în țările slab dezvoltate, în țările nedezvoltate, cel mai multe accidente, din nefericire, au loc anume în țările slab dezvoltate, prima, avem un număr mare de accidente, doi, avem un număr mare de persoane traumate și trei, cel mai grav, dintre persoane traumate, în 89, la noi, în Republica Moldova, numărul celor care au decedat era de 12 ori mai mare decât în Statele Unite. Deci, practic, la noi, șansa ta de a supraviețui, de a rămâne în viață după accident, era de 12 ori mai mic decât în Statele Unite, care nu era campionul și nu era cea mai bună situație. Și dacă ne uităm după acest indicator, în Republica Moldova, în prezent, asta a fost în 89. În anul 80, acest indicator în general era peste 20%. Este foarte greu să avem cifre. Era undeva între nivelul 20-23%. Eu am luat 23, că mi-e aproape de 23. Este o estimare indirectă. În prezent, noi am ajuns la acest indicator 7,7%. Este cu mult mai bine decât a fost acum 10-20 de ani în urmă. Însă, din nefericire, este încă de 4-5 ori mai mare decât media în țările dezvoltate. Ceea ce se întâmplă este că Republica Moldova, un om când a nimerit în accident, din nefericire șansa lui de a supraviețui este de 5-6 ori mai proastă decât într-o țară dezvoltată. De ce se întâmplă acest lucru? Organizația Mondială a Sănătății vorbește în primul rând de 3 riscuri și apoi vom vorbi despre 8 factori care duc la accidente. Primul este situația socioeconomică. Deci peste 90% din toate decesele care au loc în lume au în țările în curs de dezvoltare. De fapt, este o legătură strânsă despre nivelul de trai într-o țară, despre situația socioeconomică dintr-o țară și numărul de decese din accidente rutiere. 2. Vârstă. Cei mai multe persoane mor în vârsta de la 5 până la 29 de ani. De fapt, în această grupă de vârstă, accidente rutiere provoacă aproape jumătate din toate decesele. Vorbim din media globală. Și 3, genul sau sexul persoanei, 3 pătrimi din toți cei care mor în urma accidentelor rutiere sunt bărbați în vârsta de până la 25 de ani. Care sunt cele mai mari riscuri? Din ce cauză se întâmplă aceste lucruri? Din ce cauză avem accidente? Nu le voi enumera pe toate, le aveți în spatele dumneavoastră, mă voi opri la câteva. Primul, viteză excesivă. Un procent de creștere a vitezei îți provoacă crește riscul de deces cu 4%, raportul 1 la 4. În cazul în care viteza de deplasare a unui autoturism crește de la 50 până la 65 de km cu oră, deci nu este o creștere foarte mare, probabilitatea unui deces crește de 4,5 ori. Practic, omul în acest caz, șansa lui de a supraviețui devine foarte micuță. A doilea este condus în stare de ebrietate. Din nefericire, până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății consideră că în Republica Moldova legislația care reglementează conducerea în stare de ebrietate plus capacitatea autorităților de a interveni este una sub nivelul așteptat și veți vedea, dacă vă conectați pe pagina Organizației Mondiale a Sănătății, veți vedea că Republica Moldova la acest capitol încă are mult de lucru. Neatenția în timpul condusului. Trebuie să recunosc, sunt și eu, cred că uneori când fac acest lucru, dar în cazul dacă cineva utilizează telefonul mobil în timpul condusului, chiar dacă mergi la viteză micuță, șansa lui de a nimeri într-un accident rutier crește de 4 ori. Și ultimul la care ar vrea să mă opresc, după aceea să le voi număra și pe toate celelalte, control slab privind respectarea regulilor de circulație. În fiecare dimineață când merg pe stradă, dacă încești, deplasare unic sens, sute de mașini merg pe contrasens. Faptul că statul îmi dau seama de ce se întâmplă. În primul rând, oamenii sunt puși într-o situație foarte proastă, că acolo ei nu au cum să se deplasa normal. Și doi,
stat foarte slab care nu reglementează, în condiția când statul impune niște reguli care absolut nimeni nu le respectă. Când sute de oameni își pot permite să meargă, asta creează o incultură a deplasării în trafic. Toți șoferii știu, după ce au mers două săptămâni undeva printr-o țară din Europa, când se întorc în Republica Moldova, au un șoc emoțional. Incultura în trafic, nerespectarea regulilor elementare, de fapt, este una din consecințele accidentelor care se întâmplă. Mai departe, le-aș număra și celelalte. Ignorarea elementelor de siguranță, infrastructura rutieră precară. Și aici vreau, dacă vă uitați, că cifrele s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, aici vreau să atrag atenția și vreau să apreciez efortul autorităților. Vorbeam că cu domnul Gherasim, fostul viceministru, el îmi spunea, domnul Ioniț, Ministerul Transporturilor, cum era înainte, Ministerul Infrastructurii, cunoaște toate punctele negre din Republica Moldova. Punctele negre sunt punctele de pe traseu unde se întâmplă cel multe accidente, inclusiv cu deces. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este, în primul rând, că aceste puncte negre au început a fi marcate. Deci noi le depistăm și le marcăm. Și doi, pe anumite segmente s-au întreprins acțiuni clare, cum sunt barele de beton, pereții de beton care au fost construiți de-a lungul traseului, fie pe centura de la Chișinău, unde e Loveni spre Suruceni, fie traseul național spre Orhei, fie traseul național în Pistășeni. Vă duceți aminte toți câte știri privind decesele pe traseul Chișinău-Strășeni erau la știri, auzeam practic odată la cel puțin la câteva luni de zile, acum ele au dispărit, deci construcția peretelui de beton pe traseu reduce aproape la zero, practic elimină decesul în accidente. Deci infrastructura precară, din nefericire, rămâne a fi o problemă. Trebuie aici să spunem că autoritățile în ultimii ani de zile, într-adevăr, trag atenția punctele negre, și doi este aceste pereți de beton care separare care este construită. Ce vreau să spun în concluzie? Republica Moldova, moștenind o economie foarte fragilă, venim dintr-un sistem unde rata deceselor era una extrem de mare comparativ cu alte dezvoltate. Această situație dramatică era specifică țărilor slab dezvoltate și este specifică, din păcate, până în prezent Republicii Moldova. Totuși, în ultimii ani de zile s-au depus anumite eforturi. În opinia mea, autoritățile trebuie să monitorizeze trei factori. Primul, număr de accidente la număr de autoturisme care se află în Republica Moldova, număr de persoane care au rămas traumate după la numărul de autoturisme și numărul de accidente, și trei, cel mai important indicator, numărul persoanelor decedate la numărul total de persoane care au suferit un accident. Noi acest indicator în prezent îl avem de 5-7 ori mai mare decât ar trebui să fie. Deci tot ce se întâmplă în Republica Moldova de fapt este consecința că la noi accidentele, în primul rând, sunt multe, în al doilea rând, ele sunt consecințe grave. Dacă în țările dezvoltate numărul persoanelor care moare este la nivel de 1%, 1% ceva, la noi, până ce rămâne destul de ridicat, s-a redus semnificativ, a scăzut de 3 ori, dar rămâne unul destul de ridicat, 7,7% este cel mai scăzut nivel. Parcă ar fi ceva îmbucurător în sensul că noi am salvat multe vieți. Republica Moldova, dacă ne uităm atent, în 2022 a salvat cel puțin 200 de vieți. Deci noi am avut cu 200 de persoane mai puține decedate în accidente rutiere, că am avut acum 10 ani în urmă. Însă, dacă ne uităm atent la celelalte țări, observăm că încă avem mult încă de lucru. Sper foarte mult că acest subiect, care nu este un subiect economic, este mai mult de ordine medical, totuși va fi un subiect care va atrage atenția publicului, este un subiect la care vom reveni și Republica Moldova va ieși încet, încet din acest nivel extrem de ridicat a persoanelor care mor în urma unui accident rutier. Noi avem dimunătățit acest indicator de cel puțin 4-5 ori în următorii ani de zile. Prin aceste măsuri, eu le-aș numere viteza, stare de ebrietate,
și respectarea regulilor circulației rutiere. Acestea sunt trei instrumente care nu cer bani, dar care ne-ar permite ca să îmbunătățăm situația în Republica Moldova de câteva ori de zile într-o perioadă destul de scurtă. Și aici este nu doar vorba de autorități, cel mai mult, în special, utilizarea și sustragerea de la condus este o problemă noastră tuturor. Vreau în final să spun, nu uitați, ținând telefonul în mână atunci când conduceți, creșteți riscul unui accident rutier de 4 ori. Vă mulțumesc și pentru datoritate.